După amiază binecuvântată, multă sănătate, împreună cu rugăciunea de a fi inspirați de Dumnezeu în acest studiu și binecuvântați cu discernământ și cu ajutor special cu acel duh al adevărului care să ne ajute să înțelegem adevărul, să înțelegem lumea în care trăim, să cunoaștem ceea ce este bine, să facem chiar diferență între bine și rău. În după amiaza aceasta, o temă care necesită sporirea discernământului, cum recunoaștem frații adevărați și frații falși. Înainte de toate, de bun simț este ca să nu ne gândim la alții care avea probleme și că trebuie să-i cercetăm, ci ar trebui să ne gândim la noi înșine. Întotdeauna un om sincer se gândește la el însuși, nu cumva sunt eu? Știți întrebarea pe care Iisus a pus-o ucenicilor? Adică deja nu era o întrebare, era mai degrabă o constatare, un lucru sigur, o afirmație. Unul dintre voi mă va vinde. Și ucenicii sinceri au întrebat, nu cumva sunt eu. Ultimul care a întrebat a fost Iuda, pentru că rămâi ultimul și toate privirile sunt îndreptate spre tine. De aceea, înainte de a ne gândi cine sunt frații adevărați și cine sunt frații falși, ar trebui să ne gândim, sunt eu creștin autentic? Sunt eu un frate bun în felul acesta pentru ceilalți? Apostolul Pavel, în scrisoarea a doua către Corinteni, capitolul 13, versetul 5, scria pe voi înși vă, încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă cercați-vă, nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați. Deci înainte să cercetăm poziția, cuiva ar trebui să cercetăm poziția noastră, să ne testăm pe noi înșine, să ne încercăm pe noi înșine, pentru a descoperi cu sinceritate dacă suntem într-o poziție bună, dacă suntem legați de Dumnezeu, dacă iubim adevărul din toată inima. Pentru că dacă la acest capitol nu trecem, de unde am putea să avem discernământul de a înțelege ceilalți oameni în ce poziție sunt? Dacă eu sunt confuz, rătutit și nu-mi dau seama ce-i cu mine, de unde aș putea să fac eu diferențele mai departe? Nu vom putea, bineînțeles. De asemenea, este o datoria noastră să recunoaștem cu ajutorul lui Dumnezeu apartenența oamenilor. De ce duh sunt conduși? Pentru ca să nu fim înșelați de cei mincinoși. În Apocalipsa 2 cu 2, martorul credincios laudă această realizare, știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Observați, aici nu e o mustrare, ci este o laudă. Aici este o binecuvântare pe care o exprima cu privire la frații din această perioadă. Că i-ai pus la încercare pe cei care zic că sunt apostoli, vă dați seama, nu frați, ci frați apostoli, și nu sunt și ai găsit mincinoși. Iar lucrul acesta era lăudabil. Vă dați seama ce ar însemna să-i credem că sunt frați buni, mai mult apostoli. Apostol înseamnă în limbaj tradus, pe limba noastră, trimisul lui Dumnezeu, trimisul lui Hristos. Că l-a trimis Hristos, că apostolii au fost cei pe care i-a trimis Domnul Iisus. Și care aveau o poziție deosebit de remarcabilă, fiind foarte aproape de Hristos, trimișii lui Hristos. Și noi să le zicem apostoli. Și ei, în realitate, să nu fie apostoli, ci să fie mincinoși. Dacă nu sunt apostolii lui Hristos, ai cui sunt? E clar că sunt apostolii lui Satana, trimișii lui Satana, care vor face o lucrare rea asupra mea. De ce? Pentru că eu îi creditez. Eu mă uit la ei și cred ceea ce nu sunt în realitate. Dar această biserică a fost lăudată pentru faptul că i-a pus la încercare și i-a găsit că sunt mincinoși. A treia, în 1 cu 11, a treia epistola lui Ioan, versetul 11, prea iubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu. Cine face rău, n-a văzut pe Dumnezeu. Toți, chiar și adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie. Și noi mărturisim despre el și știi că mărturisirea noastră este adevărată.
Observați, era un frate pe nume Dimitrie, despre care toți vorbeau că este credincios. Dar nu doar frații vorbeau că este credincios, chiar și adevărul mărturisea despre Dimitrie că este credincios. Și dacă frații ar avea păreri greșite, eronate despre cineva, mai rămâne un suprem test, testul adevărului. Cu adevărul putem să cunoaștem, cu ajutorul adevărului putem să cunoaștem. Din păcate există nu doar frați buni în comunitățile creștine, frați sinceri, ci foarte mulți frați mincinoși, falși, care se prefac că sunt frați, dar nu sunt, ci sunt emisari ai satanei. Citim în a doua Corinteni 11:26 despre această realitate aducătoare de primejdi. Apostolul Pavel reiterează viața lui și misiunea lui plină de încercări și necazuri. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor. Tâlharii îți fac ceva, nu te poți jefui de tot ce ai, te poți și omorâ. În primejdii din partea celor din neamul meu, alte tipuri de primejdii, în primejdii din partea păgânilor, alți oameni periculoși, în primejdii în orașe, în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși. Observați, ești în primejdie și între frații mincinoși, nu ești liniștit. De ce? Pentru că acolo ai tendința să crezi că ești liniștit și că nu ești în niciun pericol. Cine ți-ar putea face rău în biserică sau cineva din biserică să-ți facă rău? Sau păstorul, cel care zice că te păstorește, el să-ți facă rău? Omul acolo e cel mai dezarmat sau e cel mai relaxat, exact ca cel care a fost urmărit de un leu, după aceea l-a fugărit un urs și când a ajuns relaxat și-a pus mâna pe ușorul, nu pe ușă, l-a mușcat șarpele tocmai acasă. Cam așa ceva în primejdii din frații, între frații mincinoși. Să fii între frați și să fii în primejdie. Vă dați seama că acest lucru comportă, dacă nu-ți dai seama că ești în primejdie, o să fii făcut prada lor. O să fii atacat. Galateni 2:3, nici chiar Tit, care era cu mine, cu toate că era grec, n-a fost silit să se taie împrejur din pricina fraților mincinoși, furișași și strecurați printre noi. Ce spune aici? Că erau între ei frați mincinoși furișați, strecurați, ca să pândească, traducerea fidelă spune, să spioneze libertatea pe care o avem în Hristos, cu gând să ne ducă la robie, la sclavie. Noi nu ne-am supus și nu ne-am potrivit lor nici măcar o clipă, pentru că adevărul Evangheliei să rămână cu voi. Aici se vorbește de existența fraților mincinoși strecurați în comunitățile creștine, care te spionează, care te pândesc, cu gândul să te ducă la sclavie. Imaginează, ți-ai scăpat de sclavia lui Satana din lume. Ai plecat din lumea aceasta și te duci în biserică, zici că ești relaxat și intri într-o altă formă de sclavie, mai rafinată și mai periculoasă. Înțelegeți? Și dacă în lume ești mai în gardă, ar trebui să fii în gardă și să cercetezi și în biserică. Lor nu ne-am potrivit nicio clipă, spune, adică nu ne-am supus lor nicio clipă. Apocalipsa 3:9, iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga Satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Apocalipsa 2:9, știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Și bajocorile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a Satanei. Vă dați seama, acești frați falși nu formează biserica lui Dumnezeu, nici nu fac parte din biserica lui Dumnezeu, ci formează sinagoga Satanei. Sunt primii care te bajocoresc, sunt primii care au pretenții că sunt ceva, dar nu sunt, ci mint. Și, domnule, de aceea este imperios necesar să avem discernământ și să recunoaștem frații adevărați. Și să recunoaștem de asemenea frații falși, frații mincinoși care au pretenții și care, nu, nici locul lor, nu suntem în liniște, suntem în primejdie, să știți. A doua Petru 2:1, norod s-au ridicat și proroși mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși care vor strecura pe furiș, pe rezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care le-a scumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică.
Vor fi între voi învățători mincinoși, nu doar frați mincinoși, ci unii cu rang de învățător, de predicator, de conducător, de lider religios, care vor strecura subtil erezii nimicitoare. Adică chiar ești în primejdie. Când primești astfel de, în numele adevărului, să strecoare erezii nimicitoare, foarte periculoase, nu că-ți dăunătoare, te nimicezi dacă vei ajunge ca să le crezi în continuare. Acum există o învățătură foarte falsă care ține de mândria fiecărei biserici, mândria prostească a fiecărei biserici, nu că ar fi o mândrie și inteligentă, dar aceasta se naște, această învățătură falsă, din această stare că noi suntem biserica, la noi e siguranță, la noi e mântuire, știți? Și știți cum cataloguează bisericile? Fiecare biserică are astfel de idei, sau cel puțin promotori care transmit astfel de idei false. Că frații adevărați sunt în biserică și frații falși sunt în partea, în afara bisericii, în alte denominațiuni, în alte biserici. Ori asta este o idee foarte prostească și denotă lipsă de discernământ și lipsă de realism. Adevărul este că în aproape orice denominațiune sunt foarte mulți oameni care nu sunt născuți din nou, nu sunt convertiți, nu sunt întorși la Dumnezeu și nu au nicio legătură reală cu Dumnezeu, ci sunt încă robia lui Satana și sunt folosiți de Satana. Repet, în toate denominațiunile există starea aceasta. Și de asemenea există și adevărul, precum în multe denominațiuni, există oameni sinceri care iubesc pe Dumnezeu, care iubesc adevărul, chiar dacă nu au o cunoaștere deplină a adevărului și poate sunt în confuzii parțiale în momentul acesta, dar sunt creștini onești și sinceri. Deci ideea de frați adevărați și frați falși nu ține de zidul bisericilor, că ești într-o biserică și acolo sunt numai frați adevărați în denominațiunea aceea. Nu e adevărat. În fiecare denominațiune există mai mult sau mai puțin în zgură, există destul de mulți oameni. Dacă unii sunt într-o proporție colosală în multe biserici datorită apostaziei, depărtării de adevăr, și acest lucru este adevărat. Aș vrea să citesc pentru a susține această idee, Ezechiel 34:6. Turma mea rătăcește pe toți munții și pe toate dealurile înalte. Deci, adevăratele oi rătăcesc unde? Nu doar într-un singur loc. Pe toți munții, pe toate dealurile. Oile mele sunt risipite pe toată fața țării. Nimeni nu îngrijește de ele și nici nu le caută. Cum își cercetează un păstor turma când este în mijlocul oilor sale împrăștiate, așa îmi voi cerceta eu oile și le voi strânge din toate locurile pe unde au fost risipite. Deci observați, are Dumnezeu oameni sinceri în multe părți, în multe denominațiuni, și oameni falși de asemenea sunt peste tot. Le voi scoate din toate, dintre popoare, le voi strânge din felurite țări și le voi aduce apoi în țara lor. Le voi paște pe munții lui Israel, de-a lungul râurilor și în toate locurile locuite ale țării. De aceea așa le vorbește Domnul Dumnezeu, iată că voi judeca între oaia grasă și oaia slabă. Deci va face distinție și între oaie și oaie. Pentru că ați izbit cu coasta și cu umărul, că ați impus cu coarnele voastre toate oile slabe până le-ați izgonit, voi veni în ajutor oilor mele ca să nu fie de jaf și voi judeca între oaie și oaie. Ioan 10:16, mai am și alte oi care nu sunt din staul acesta. Și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și vor fi o turbă și un păstor. Mulți dintre ei ziceau, versetul 20, are drache, nebun. De ce l-ascultați? Versetul 26, dar voi nu credeți, pentru că după cum v-am spus, nu sunteți din oile mele. Oile mele ascultă glasul meu, le cunoște, le vin după mine. Acest lucru spunea despre oameni din poporul Israel. Acest lucru spunea că nu sunt din oile lui, despre cei care fizic erau urmașa lui Avram. După trup, erau urmași descendența lui Avram și le-a spus foarte clar, voi nu sunteți din oile mele. Înțelegeți? Dacă într-o astfel de biserică, biserica iudaică, care știm sigur că a avut origini clare prin chemarea lui Avram, în tine vor fi binecuvântate toate popoarele, dacă într-o astfel de biserică erau
mulți indivizi și conducători despre care s-a spus voi nu credeți și nu sunteți de noile mele, este clar că se poate spune același lucru despre orice denominațiune, indiferent ce pretenții ar avea despre originile ei. Atunci, care sunt? Matei 12, 47, atunci cineva i-a zis, iată, mama ta și frații tăi stau afară și caută să vorbească cu tine. Dar Iisus a răspuns celui ce i-a adusese știrea aceasta, cine-i mama mea și care sunt frații mei? Nu, întrebare bună, cine sunt frații mei? Cine sunt frații mei? Apoi și-a întins mâna spre ucenicii săi și a zis, iată, mama mea și frații mei. Căci oricine face voia tatălui meu care este în ceruri, acela mi-este frate, soră și mamă. Observați criteriul de unde putem descoperi frații buni. Oricine face voia lui Dumnezeu mi-este frate și soră. Asta ne adună împreună faptul că credem adevărul și vrem să facem voia lui Dumnezeu. Acum aș vrea să fac o ajustare în părerile poate care sunt deformate ale unora cu privire la frații adevărați. Mulți dintre frații adevărați, sinceri și onești, pot să fie slabi, pot să aibă defecte. Frații adevărați nu înseamnă că sunt frați perfecți în caracterul lor sau perfecți în cunoaștere, în nivelul de cunoaștere. Faptul că nu e perfect nici în caracter și nici în cunoaștere nu îl face să fie mai puțin frate adevărat și sincer. Unii din frații adevărați pot avea o cunoștință deficitară a adevărului. Unii pot avea căderi, unii pot aluneca, pot avea defecte și pot avea anumite slăbiciuni. Dar sunt frații adevărați. Așa cum spune în 1 Corinteni 14:20, fraților, nu fiți copii la minte. Oh, deci pot să fie frați, cum? Copii la minte. Adică mai naivi? Fără o cunoaștere solidă a adevărului. 1 Corinteni 8:11, și astfel el care este slab va pieri din pricina acestei cunoștințe a ta. Adică unul mai tare poate să-l facă pe la slab să se potignească. Fratele pentru care a murit Hristos, ăsta slab era fratele tău, care se poate potigni. Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. Iată că aici se spune foarte clar că putem avea frați slabi, după cum putem avea unii care sunt mai naivi, ai copii la minte. 1 Tesalonicen 5:14, vă rugăm de asemenea fraților să mustrați pe cei care trăiesc în neorânduială. Unii nu sunt buni organizatori ai vieții lor, au o viață cam dezordonată, dar sunt sinceri sărmanii, sunt frați buni, dar trebuie să fie un pic corectați, ajutați să se schimbe, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi și să fiți răbdători cu toții. Unii dintre frații noștri necesită mai mult sau mai puțină răbdare cu ei, trebuie să ai răbdare cu ei că au problemele lor, dar asta nu înseamnă că nu sunt frați buni. Galateni 6:1, fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată într-o greșeală, voi care sunteți duhovnice să-l ridicați cu duhul blândeții și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu, așa cum am învățat la început să ne cercetăm și pe noi înșine. Unii pot cădea, dar aici observați, nu-i vorba de o cădere de asta propusă, nu-i vorba de premeditat. Dacă un om ar cădea deodată într-o greșeală, Doamne, e surprins, nu s-a gândit la lucrul ăla, alunecat, a căzut. Nu e vorba de premeditarea răului. Vreau să fac și îl face cu bună știință și merge, pentru că aia nu-i căzut deodată. Ăla e premeditat, adică te-ai gândit mult și bine la el și l-ai făcut. 1 Corinteni 1:11, căci fraților, am aflat despre voi de la Aicloei că între voi sunt certuri. Vreau să spun că fiecare din voi zice, eu sunt al lui Pavel. Și eu sunt al lui Apollo, și eu sunt al lui Petru, al lui Chifa, și eu sunt al lui Hristos. Hristos a fost împărțit, Pavel a fost răstignit pentru voi, sau în numele lui Pavel ați fost voi botezați. Între frații sinceri mai pot apărea frecușuri, tensiuni. Nu-i vorba de un duh de ceartă. Înțelegeți că sunt unii care au duhul certei, care nu vine de la Hristos. Sunt unii care veșnic vor căuta numai ceartă și vor produce ceartă. Chiar și între cei sinceri pot apărea mici disensiuni, înțelegeți? Mici neînțelegeri, dar care, datorită spiritului comun pe care îl au și adevărului pe care îl împărtășesc,
se disipează și ajung la unire și la liniște. De aceea pot să fie frații adevărați și cei care sunt mai slabi, cu o conștiință mai slabă, care mai pot aluneca, care au căderi uneori, care mai trăiesc în neorânduială, nu sunt chiar orânduiți cum trebuie, viața nu le aranjată așa cum trebuie de Hristos, dar sunt totuși sinceri, iubesc adevărul și sunt frații noștri. Frații noștri, nu trebuie să ne uităm, Domnule, e perfect. E perfect în cunoștință, e perfect în caracter, e perfect și numai atunci înseamnă că este frate. Nu este adevărat. Din contră, unii dintre frații falși pot să fie cizelați și lustruiți în purtarea exterioară, pot avea cunoștință teoretică puternică a adevărului, nu e ca cel slab frate autentic, dar nu știe prea multe. Pot să fie implicați în anumite misiuni sau slujbe în biserică, dar sunt nesinceri. Sunt fățarnici prefăcuți care nu iubesc adevărul, ci subtil îl combat adevărul, ori de câte ori au ocazia, fiind oricând gata să trădeze adevărul și frații. Cei prefăcuți nu au cum să fie frați, înțelegeți? Când vorbim de slăbiciuni, nu vorbim de fățărnicie. Pentru că atunci nu e sincer cu tine însuți, nu e sincer cu Dumnezeu. În esență, ești pe o altă cale. Așa cum a fost și Iuda, care era în mijlocul fraților, dar nu era frate cu ei. De la început Iisus l-a cunoscut, Iisus le-a răspuns, Ioan 6:70, nu v-am ales eu pe cei 12 și totuși unul dintre voi este un demon. Și Hristos nu poate să fie frate cu diavolul. Înțelegeți? Iuda era între ei, da? Unul dintre voi este un demon și vorbea despre Iuda, Simon, fiul lui Simon Iscarioteanu, că cel avea să-l vândă el, unul dintre cei 12. Deci el era acolo, iar avea această sămânță a vânzării în mijlocul lui. Era numit fratele Iuda, dar în realitate el nu era acolo niciodată, n-a fost legat de Hristos și de adevăr, așa cum trebuie. Vă aduceți aminte, deseori acest om lustruit și mai învățat decât ucenicii, pentru că ucenicii chiar îl stimau pentru faptul că era mai elevat în purtare, în cunoștință decât ei, întotdeauna căuta să combată pe Hristos și adevărul și să facă fără de efect adevărul pe care Domnul Iisus îl rostea. În casa acolo unde Maria a turnat, Ioan 12:3, Maria a luat un litru cu mir de nar curat de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și l-a șters cu picioarele, i-a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscarioteanu, fiul lui Simon care avea să-l vândă, a zis, de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să fie dat săracilor? Zicea lucrul acesta, nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga lua el ce se punea în ea. Dar Iisus a zis, las-o în pace, căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Observați! De ce n-a făcut așa? Hristos l-a mustrat, a intrat în contradicție, pentru că Iuda intra mereu în contradicție cu învățăturile Domnului Hristos. Iuda avea probleme cu adevărul lui Hristos. Era mândru și nu dorea să fie corectat și întotdeauna ducea adevărul pe o altă linie convenabilă lui. În plus, spune că spunea lucrul acesta nu pentru că avea grijă de săraci. Adică era un prefăcut. Ori Iisus a plâns pentru slăbiciunile oamenilor și a găsit întotdeauna cuvinte de mângâiere și de ridicare, dar a mustrat cu asprime o trăsătură de caracter. Feriți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia. Adică pot să-ți rabi slăbiciunea, fratele meu drag. Pentru că și eu am slăbiciuni și mă bucur când găsesc înțelegere la tine, dar nu pot să înțeleg că tu mă minți, că tu mă înșeli, că tu mă lucrezi pe la spate cu viclenie, că tu uneltești împotriva mea, îmi zâmbești în față și în spate, mă critici cu duritate și vrei să-mi sape o groapă să cad în ea, nu ești fratele meu atunci, înțelegi? Adică pot să-ți rab slăbiciunile cum și tu și eu îmi nădejduiesc ca să găsesc înțelegere, dar așa ceva nu este vorba de slăbiciune, e vorba de nesinceritate față de tine însuți, față de Dumnezeu și față de oamenii care te înconjoară. Iar pentru lucrul acesta arăți că nu ești născut din Dumnezeu și nu ești fratele meu. De ce oamenii fățarnici nu pot să fie frați sinceri, să știți? Chiar dacă sunt, cum să spun, cu aparență de creștinism învăluiți,
Ioan 13:21, după ce a spus aceste cuvinte, Iisus a tulburat în Duhul lui și a mărturisit: adevărat, adevărat vă spun că unul dintre voi mă va vinde. Cum a fost dată bucățica, a intrat Satana în Iuda? Iisus i-a zis: ce ai să faci, fă repede, dar nimeni dintre cei ce ședeau la masă n-a înțeles pentru ce îi zisese aceste vorbe. Unii credeau că de vreme ce Iuda avea punga, Iisus voia să-i spună cumpără ce ne trebuie pentru praznic sau îi poruncea să dea ceva săracilor. Vedeți, frații naivi, asta înseamnă naivitatea. Iisus l-a cunoscut. Iisus i-a spus, știa că se duce care banii luați pentru trădare, du-te și fă ce ai de făcut. Este uimitor faptul cum omul acesta, care deja se întâlnise cu preoții, care tocmise prețul să-l vândă, să-l trădeze pe Iisus, venea și lua bucățica la cină. Și mai târziu, cum conducea gloata aceea de oameni și le dăduse semnul pe cel care îl îmbrățișe și săru și l-a sărutat mult, este scris că l-a sărutat mult, mult, o îmbrățișare de aia prelungită, ca și când este, cât de mult simt împreună cu tine. Ei, asta îl face să fie frate fals și mincinos. Când descoperim că oamenii de lângă noi, cei care zic frați, sunt prefăcuți, sunt nesinceri, sunt mincinoși, să știți că nu sunt frați buni. Sunt frați de care trebuie falși, care trebuie să ne ferim. Sunt oameni pentru care trebuie să ne rugăm, dar care aduc un pericol. În preajma lor ești în pericol pentru faptul că Apostolul Pavel spunea în primejdii din partea fraților mincinoși: fățărnicia nu poate să fie tolerată, minciuna și nesinceritatea între creștini. Înțeleg că ești slab în alte domenii, ca luneci, că nu înțelegi anumite aspecte, dar fățărnicia implică că să fii un înșelător în însăși esența ființei tale și să accepți lucrul acesta, să lucrezi pe la spate, să joci un rol, să... Nu, oamenii care sunt fățarnici și prefăcuți nu pot să fie frații buni, sunt nicio formă. În discuția cu femeia din Samaria, Mântuitorul ne spune ceva despre adevărata închinare și despre adevărații închinători. Și în felul acesta putem să descoperim și frații adevărați. Ioan 4:23, dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește Tatăl. Aici descoperim pe adevărații credincioși și pe adevărații închinători, dar în același timp descoperim și frații adevărați. Adevărații închinători sunt adevărații care se închină lui Dumnezeu în duhul lor și în adevăr. Ce ne face să fim frați? Ne fim frați de trup, fiind oameni de la distanțe mari. Ce ne face să fim frați buni? Ce ne înrudește până la urmă într-o relație de genul acesta, o relație care vorbește Biblia despre ea că e mult mai profundă decât carnea și sângele? Ce ne face să devenim frați? Și cum devenim noi frați? Datorită aceluiași Duh pe care îl primim la nașterea noastră din nou, Duhul lui Dumnezeu, cei credincioși, știți cum intrăm în aceeași biserică, în aceeași familie? Nu, în familia firească intrăm că ne-am născut în... Nu, din părinții aceia, da? Dar în familia lui Dumnezeu intrăm că ne-am născut din Dumnezeu primind Spiritul lui. Asta e legătura pe care o avem. Duh și adevăr. Așa cum spune Ioan 1:12, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu, născuți din Dumnezeu. Înțelegeți? Ideea este că avem același Duh. Cei care sunt născuți din Dumnezeu primesc prin nașterea, prin legătura lor cu Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu. Aceasta e legătura între ei și Dumnezeu și aceasta este legătura între ei, frate și frate. Și să știți că nu este greu ca să depistăm dacă avem același Duh. Știți lucrul acesta. Biblia ne spune în 1 Corinteni 12:6 cum funcționează lucrurile într-un același trup, în trupul lui Hristos, în adevărata biserică. Când zic adevărata biserică, eu nu mă gândesc niciodată la vreo denominațiune. Mă gândesc la adevărata biserică care este formată
din cei care sunt mădulare lui Hristos, care sunt legați organic de Hristos. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Vezi că și în tine, vezi că și în celălalt, cine lucrează? Dumnezeu. Pentru că e imposibil să nu-L recunoști pe Dumnezeu când lucrează în viața ta. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Căci după cum trupul este unul și are mai multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, cu toate că sunt multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, într-adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greși, fie robi, fie liberi. Și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele Lui. Deci avem o legătură, dacă suntem frați sinceri, dacă eu sunt un om credincios, născut din nou, sunt născut din Dumnezeu, născut din apă, prin botez, dar născut și din Duh, născut din Duhul lui Dumnezeu. Dar și celălalt, care este fratele meu adevărat și el este născut din Duhul lui Dumnezeu, nu, poate nu semăn la ochi cu el, cum am trăsături fizice cu fratele meu sau cu fratele meu fizic, știți? Dar am niște asemănări mult mai izbitoare. Semănăm în ceea ce privește modul de gândire, spiritul pe care îl avem, idealurile către care mergem. Înțelegeți? Merg doi oameni pe același drum, fără să se înțeleagă, avem același spirit. Te-ai întâlnit cu cineva și să vezi că e același spirit? Există și același spirit de ceartă între unii. Și vezi că au același Duh, iar dacă se ceartă, se ceartă amândoi pentru că sunt certăreți în esență. Nu? Sau întâlnesc uneori doi egoiști. Nu? Se întâlnesc uneori doi oameni răi. Au același Duh, chiar dacă, mă rog, nu ajung la înțelegere perfectă, dar au același Duh și unește ceva. E bine, se întâlnesc doi credincioși și se recunosc pentru faptul că au același Duh. Și de asemenea recunosc și pe cineva că nu are același Duh ca și tine. E cu tine, dar nu e cu tine. Este lângă tine, dar are un duh contrar. Duhul fiind însă și esența ființei noastre, ceea ce ne caracterizează, ceea ce ne conduce. Forța care ne mișcă. Uitați ce spunea Apostolul Pavel despre Tit. El și Tit. Tit era mult mai tânăr decât el. A 2 Corinteni 12:18, am rugat pe Tit să vină să vă vadă. Și împreună cu el am trimis și pe fratele. A cerut Tit ceva de la voi? N-am fost noi călăuziți de același Duh și n-am călcat noi pe aceleași urme. Care urme? A lui Hristos. Da? Deci fie că venea Pavel, fie că venea Tit sau Timotei, puteai să-ți dai seama că oamenii aceștia merg pe aceeași linie. Desigur nu erau identici în talente, nu erau identici în vorbire, dar aveau aceeași linie și același Duh. Când vorbeai fie cu unul, fie cu celălalt, îți dai seama că aveau aceeași linie de mers. Aceeași forță care îi mișca pe amândoi. Și, domnule, de aceea oamenii aceștia, chiar dacă aveau mici diferențe între ei, aveau esența care îi uneau, erau frați buni pentru că aveau același duh. Ei cu unii, cât ai vrea să te apropii de ei, e ceva o prăpastie uriașă pentru faptul că au un alt duh. Sunt călăuziți de un alt duh. Vă aduceți aminte că Mântuitorul i-a mustrat pe ucenici că erau în primejdie să fie călăuziți de un alt Duh, nu știți de ce Duh sunteți mânați, era Duhul răzbunării, Duhul răutății. Cum puteau ei să fie ucenicii lui Iisus cu un astfel de Duh real lui Satana? Nu, Satana îl urăște pe Hristos, Satana luptă împotriva lui Hristos, Satana nu-i prietenul lui Hristos, sunt în război, înțelegeți? Și tocmai de aceea cu duhuri separate, cu duhuri diferite, fiind în aceeași biserică, asta nu înseamnă că ne vom uni vreodată. Nu, ci suntem în primejdie. Suntem în primejdie. Frații adevărați au cu toții Duhul adevărului. Duhul lui Dumnezeu sau Duhul Sfânt este Duhul adevărului pentru că Dumnezeu este adevărul. Hristos a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Chiar dacă nu toți au același nivel de cunoștință al adevărului, dar au aceeași iubire față de adevăr. Iubesc și prețuiesc adevărul chiar dacă nu știu toți la același nivel l-au descoperit. În funcție de experiența, de vârsta în care au avut, l-au cunoscut pe Dumnezeu. Dar ceea ce este clar este că și eu și tu avem o pasiune și iubire extraordinară față de adevăr.
Iubim adevărul? Îl recunoaștem? Îl acceptăm în viață? Luptăm pentru el? Îl apărăm și mergem cu viața pe linia adevărului? Nu asta ne face frați, Duhul adevărului. Dar dacă descoperi că cineva care zice frate se împotrivește conștient adevărului, vehement adevărului, mare el Duhul adevărului. Care este Duhul împotrivirii față de adevăr? Cine se împotrivește adevărului? Înțelegeți? Unul născut din Duh? Nu, fiind născut din Duh, iubește adevărul. Acesta este un test major pentru a descoperi frați adevărați și frați falși. 1 Ioan 4:1, fraților, să nu dați crezare oricărui Duh, ci să cercetați duhurile. Observați încă o dată, ni se spune, i-ai cercetat pe, nu pe cei care ziceau apostol și, dar nu erau și ai găsit mincinoși, ei spune să cercetăm duhurile oamenilor, nu exteriorul lor, nu poleala lor, nu pretenția lor, că asta este o marfă ieftină, care poate fi adoptată de orice prefăcut. Și ce să-i cercetăm? În esența ființii sale, primești, cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu. Voi copilașilor sunteți, versetul 4, din Dumnezeu și i-ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume și lumea îi ascultă. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Apostolii veneau cu adevărul. Asta era misiunea lor, să transmită mai departe cuvântul lui Dumnezeu, adevărul. Nu știai, nu te întâlnești cu un om, ce să știi de ce parte este. Oricum, fiecare om trebuia să fie, să îi se dea o mărturie, să îi se dea șansa să îl cunoască pe Dumnezeu. Și apoi ei cunoșteau pe oameni după ce. Nu după, hai să vorbim, să discutăm generalități, îmi place de tine, parcă m-aș împrieteni cu tine, parcă aș avea nevoie de cineva cu care să vorbesc. Cum omul acela se raporta la adevăr? În momentul când apostolii spuneau adevărurile acelea clare, cine se opunea știa despre el că nu are Duhul adevărului, ci Duhul împotrivirii, Duhul Antichrist. Sunt oameni care nu le convine sub nicio formă când aud adevărul. Îi vezi că se frichinesc, îi vezi că încearcă să conteste, îi vezi că încearcă întotdeauna să întunece prezentarea. Și lucrul acesta se întâmplă doar datorită unui duh de amăgire care este în viața lor și care acelui duh al lui Satana nu îi convine adevărul, pentru că în el nu e adevăr, ci este mincinos și tatăl minciunii. Adevărul îl demască pe Satana. Înțelegi? Dacă avem un duh al amăgirii în noi, va respinge adevărul și în felul acesta îți dai seama, e frate bun. Chiar dacă e defectuos, dar iubește adevărul, e deschis pentru adevăr. E deschis să lase adevărul în viața lui și nu se chinuiește cum să-l întunece, cum să-l combată, cum să-l distrugă. Dacă nu iubește adevărul, nu avem cum să fim frați. Nu suntem de corp, că nu suntem de aceleași tată sau mamă. Frați de credință, nu ne împărtășim de adevăr. Tu urești adevărul și iubesc adevărul. Tu ai un alt duh, eu am un alt duh. Atunci ce să ne lege? Nu ne leagă nimic de faptul că suntem închiși în aceeași cușcă, în aceeași biserică, că ne întâlnim în aceeași clădire, dar în realitate suntem duh. Avem duhuri contrarii. Dom'le, de aceea aceasta este un test puternic. Ioan 8:39 e o discuție între Domnul Iisus și conducătorii evrei. Tatăl nostru, i-au răspuns, este Avram. Iisus le-a zis, dacă ați fi copii al lui Avram, ați face faptele lui Avram. Dar acum căutați, versetul 40, să mă omorâți pe mine un om care v-a spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Înțelegeți ce ură mare aveau față de el? De ce? Pentru că spusese adevărul și în ei s-a declanșat ce? Dacă ați fi fia lui Avram, ați iubit adevărul, că Avram a iubit adevărul, a crezut. Dar voi când cauți să faci rău celuilalt pentru faptul că îți spune adevărul sau că este exponent, atâta ură în biserici am văzut, am întâlnit, am simțit pe propria piele, n-am crezut așa ceva până când nu experimentez. Nu-ți vine să crezi ca să existe atâta combatanță față de un adevăr clar.
față de ceva din Biblie, când cineva spune, când te gândești că oamenii aceia sunt cu Biblia și chiar iubesc Biblia, de unde există un duh de împotrivire, nu în afara bisericilor, în biserici, de rămâși, și aceia sunt frații mei, n-au cum să fie frații mei să te prigonească pentru adevăr? În primul rând n-ar prigoni frații adevărați, da? Trebuie convertiți, trebuie treziți. Dar pentru adevăr, căutați să mă omorâți pentru că v-am spus adevărul, cum să fiți voi fiul lui Avram, da? Și le-a spus, pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Observați, era oroarea lor față de cuvântul adevărului. Și când vezi pe cineva că se împotrivește vehement adevărului, nu-i fratele tău. Îți pare rău pentru el. E normal să-ți pară rău. E bine să te rogi pentru el, că e într-o poziție foarte periculoasă, dar să știi, nu-l trece pe lista fraților buni. Pentru că nu-i frate. În momentul când are o împotrivire vehementă, conștientă față de adevăr. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii, iar pe mine, pentru că spun adevărul, nu mă credeți. Cine dintre voi mă poate dovedi că am păcat, dar dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea n-ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Iudeii i-au răspuns, nu ziceam noi bine că e samaritan și că ai demon? Observați? Ura vehementă, împotrivirea față de adevărurile clare, asta este conștientă, nu te împotrivești că n-ai înțeles, ci pentru că vrei ales să te împotrivești, mărturisește că înăuntru tău este un duh al minciunii și al lui Satana, el care este cel care urăște adevărul. Și atunci n-ai cum să poți să fii frate bun cu cineva care se împotrivește vehement adevărului. Și dacă ai vrea să fii, nu poți să fii. Înțelegeți? Pentru că e o prăpastie de netrecut. Apoi mai este încă un lucru care îi împarte pe oameni în două. Întâi Ioan 3:14, noi știm că am trecut din moarte la viață, așa intrăm în biserică, știți? Prin moarte se intră, murim față de ce am fost înainte și înviem pentru Iisus Hristos și prin El. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș și știți că niciun ucigaș n-are viața veșnică rămânând în el. Noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi. Și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie, își închide inima față de el, cum rămâne el în dragostea de Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Observați, absența dragostei din viața noastră dovedește că nu suntem frați. Că nici măcar nu am înviat. Suntem în moarte, în acea moarte spirituală în care am fost aduși prin păcat de diavolul. Absența dragostei adevărate, ce frate ești când nu-l iubești pe celălalt? Că Duhul lui Dumnezeu, roada Duhului, prima roadă, prima manifestare clară, pregnantă este dragostea, că ești născut din Duhul lui Dumnezeu. Îl iubești pe celălalt. Și iubirea se manifestă prin bunătate, prin răbdare, prin politețe, prin faptul că nu-i faci rău, în primul rând. Iubirea nu face rău nimănui. Înțelegeți? Dar să întâlnești pe cineva care zice că e fratele tău și să uneltească împotriva ta, să vrea să te dărâme, să-ți facă rău într-un mod voit și conștient, cum poate să fie fratele tău? Cum poate să fie fratele tău când el se poartă ca un ucigaș cu tine? Când el se poartă ca unul care vrea într-un mod voit să-ți facă rău, să te dărâme? Nu poți să-l numești frate? Și dacă ai vrea să-l numești, nu ai decât să pierzi în direcția aceasta, din lipsa de discernământ. Psalmul 55:12, nu un vrăjmaș mă bajocorește, că și-a suferit. Nu potrivnicul meu se ridică împotriva mea, căci m-aș ascunde dinaintea lui, că-l știu că e dușman. M-aș feri, ci tu pe care te socoteam una cu mine.
tu, frate de cruce și prieten cu mine, noi care trăiam împreună într-o plăcută prietenie și ne duceam împreună cu mulțimea în casa lui Dumnezeu. Acela era vrăjmașul care îl bajocorea, acela era potrivnicul care se ridica împotriva lui. Nu? Și eu te socoteam, observați că este o slăbiciune să-l crezi frate. El care se ridică împotriva ta. Nu, un frate poate să fie neglijent uneori. Un frate poate să îi scape o vorbă, dar îi pare rău că a vorbit pe un ton mai nepotrivit, pentru că te iubește. Nu-i perfect, dar te iubește. De ce te iubește? Pentru simplu fapt, pentru că a înțeles ceva din iubirea lui Dumnezeu și e născut din nou. E născut din Duhul lui Dumnezeu, iar trăsătura distinctă a lui Dumnezeu, Dumnezeu este dragoste, Duhul lui este dragoste. Când ai ceva din Duhul lui, ai dragoste, dar rău intenționat făcut să te ridici împotriva mea, să uneltești pe la spatele meu, să vrei să-mi faci rău, să mă dobori. Ce creștin ești tu? Cum poți să fii tu fratele meu? Cum aș putea să te... Am milă pentru tine, mă rog pentru tine, dar te voi... Am să mă feresc de tine. Trebuie să stau la distanță pentru că nu ești fratele meu, nu pot să stau în lejeritate, nu pot să mă simt confortabil pentru că tu îmi faci rău, te ridici împotriva mea. Ioan 7 cu 19, oare nu va da Moise legea, totuși nimeni din voi nu ține legea, spunea Hristos. De ce căuta să mă omorâți? Norodul i-a răspuns, ai drag, cine caută să te omoare? Observați, nici măcar nu-și recunoșteau sentimentele, atitudinile și uneltirile care le făceau. Mergeau până în pânzele albe să nu recunoască, deși cuvintele lui Hristos erau, de ce căuta să mă omorâți? Până la urmă exact asta au și făcut. Au uneltit, au gândit, i-au întins curse, până la urmă l-au omorât. Cum ai putea să fii frate cu cineva care are gânduri rele intenționate asupra ta? Înțeleg ca și copiii care uneori ne mai certăm pe un creion, nu? Dar după aceea ne luăm în brațe, plângem împreună și stăm împreună la bine și la greu. Pot apărea mici disensiuni între frate, pot să scape o vorbă nechipzuită unuia, dar nu e un rău intenționat, faceți diferență, prietenii mei. Un rău intenționat, un rău calculat, un rău premeditat, când știi că ăla pur și simplu îi dăunează, vrei să-l dărâm, vrei să-i strigi reputația, tu ești fratele lui, nu ești fratele, ești dușmanul lui. Nu te mai numi frate și n-ar trebui să-i zici frate pentru că nu-i frate, da? E adevărat că putem să avem frați pe care nimeni nu-i cunoaștem, frați și surori buni, și pot să fie unii dintre ei care, nu, să fie frați de tată din Dumnezeu, dar nu de aceeași mamă, da? Mama biserica poate să fie diferită. Putem avea frați sinceri în multe porți, în multe denominațiuni. Am încercat tot mai mult pe parcursul timpului să mă detoxific de prejudecăți și părerile pe care ni le încorporează fiecare biserică. Nu, frații tăi, iată frații mei, cei ce fac voia tatălui meu care este în ceruri, a spus Iisus, da? În felul acesta n-a trasat granițele unei denominațiuni sau biserici și granițele unor atitudini, unor trăsături de caracter și unor principii, și anume cei care fac voia lui Dumnezeu, cei care iubesc pe Dumnezeu din inimă, cei care iubesc adevărul și sunt deschiși pentru adevăr, sunt frații mei, oriunde i-aș întâlni, pentru că și eu fac același lucru și vreau să merg pe același drum. Ei bine, putem să descoperim la un moment dat că și Saul din Tars este fratele nostru. Frate Saule, știi, i-a spus Anania, du-te la el, unde să mă duc la el? Că ăla știam că face prăpăd prin biserici, urmărea pe sfinții tăi. S-a căit, s-a schimbat fratele Saul, m-am întâlnit cu el și Saul s-a trezit, s-a pocăit. Și știi, s-a dus acolo, l-a găsit cu solzii pe ochi, Anania, și i-a zis, du-te la el că e un vas pe care l-am ales, i-a spus Domnul. Anania a plecat și după ce a intrat în casă a pus mâinile peste Saul și a zis, frate Saule, Domnul Iisus l-a tratat ca pe un frate, pentru că în realitate sunt unii care sunt orbiți de prejudecăți, mulți sunt alimentați cu prejudecăți de pastorilor, de bisericile în care trăiesc, sunt oameni sinceri. La un moment dat, adevărul va inunda mintea lor și ei vor lua decizia care trebuie. Oricum, când te întâlnești cu oamenii care au același duh, te vei înțelege, care iubesc adevărul, vei avea niște puncte esențiale, comune, cele mai importante din viață. Și
În cealaltă parte, chiar dacă dorești sincer și cu toată inima să recunoști pe unii ca frați care n-au iubire față de adevăr și nu sunt conduși de Duhul lui Dumnezeu, lucrul acesta nu va fi mult timp posibil. Chiar dacă îi zici frate, se va vedea că nu poate să fie frate, că nu poți să fii într-o relație cu el. Chiar dacă ți-ai dori lucrul acesta, și spun datorită duhurilor contrare și datorită faptului că în esență nu suntem uniți, și anume în adevăr. În Duh și în adevăr sunt frații. În fapte 22 cu 1, Pavel încerca să zică cu toată inima, știți, ținea la oamenii aceștia, știți că la un moment dat mărturisește despre evrei, frații lui de trup, că mai degrabă ar fi el însuși blestemat decât ei să se piartă. Și el încearcă să-i convingă. Știți că uneori ne hrănim cu iluzia că oamenii aceia, poate totuși, nu e așa cum gândim. Fraților și părinților, ascultați acum cuvântul meu de apărare față de voi. Fraților, le-a zis. Când au auzit ei că le vorbește în limba evrească, au ținut și mai multă liniște. Și Pavel a zis, eu sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, am fost crescut în cetatea aceasta, am învățat la picioare lui Gamaliel să cunosc cu deamănuntul legea părinților noștri. Am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu cum sunteți și voi astăzi. Am prigonit până la moarte această cale, am legat, am pus în temniță bărbați și femei. Dar povestește, pe drum când mergeam spre Damas, mi-a ieșit o lumină, mi-a vorbit Dumnezeu, nu? Mi-a spus Iisus, cine ești de mă prigonești? Nu, de ce faci lucrul acesta? Și el a spus, a întâlnit cu Iisus, își povestește experiența. Experiența trăită pe viu. Atunci el mi-a zis, du-te că te voi trimite departe la neamuri. Ei l-au ascultat până la cuvântul acesta, dar atunci au ridicat glasul și au zis, ia de pe pământ pe un astfel de om. Nu este vrednic să trăiască. Și scoteau strigăte și aruncau hainele și a zburlau țărână în văzduh. Observați, chiar dacă îi zic fraților, părinților, mă, hai să fim frați, hai să... Nu se poate. Știți de ce nu se poate? Nu e că ai tu bunăvoință, poți să ai bunăvoință. Nu, ia de pe pământ un astfel de om. Înțelegeți? Pentru faptul nu doar că n-aveau pic de iubire în ei. Și ce legătură ar fi între noi dacă n-avem pic de iubire? Dar nu iubeau adevărul. Îl iubeau pe Dumnezeu. Înțelege? Acesta este adevărul, că Dumnezeu te-a pus să fii lumina neamurilor. Când au auzit că îl trimite la neamuri, au explodat de furie datorită dogmatismului strâmb, mândriei exclusiviste pe care o aveau, că doar ei sunt ceva. Și erau în stare să te omoare pentru lucrul acesta, dacă ziceai în altfel cum zic ei, cum te dau afară ca pe o măsea stricată. Ei nu se uită la tine, ba din contră îți mai atârnă și tinichele. Nu, scoteți-l afară să nu mai prindeți, dați afară. Nu. Mi-au zis astfel de cuvinte. Dumnezeu să le poarte de grijă, să ierte și să-i ajute să fie luminați, dar cu atâta nepăsare, ură, indiferență și chiar ferocitate, încât m-am simțit mai rău ca un câine de la care îl arunci pe câmp. Mai rău decât atâta. Nu? Ideea este cum pot ei să fie frați dacă fac lucrul acesta. Nu? Ia de pe pământ un astfel de om. Cum putem să fim frați când durăm atât de mult? Când ne împotrivim un adevărul clar care stă în Biblie, ce trimiterea la neamuri, nu citiseră prin Isaia că te-am pus să fii lumina neamurilor. Că așa scrie, te-am pus să fii, nu, neamurile vor umbla în lumina ta. Nu scrie așa? Ce atâta răutate, mă, pe o solie pe care ar trebui să o puneți mâna, să o cercetați? De unde atâta împotrivire față de adevăr, fraților? Tocmai asta e naivitatea mea că vă zic fraților, pentru că nu suntem frați. A trebuit să descoper lucrul acesta. Bineînțeles, a trebuit să știți că l-au scăpat de mâinile lor, că altfel îl sfâșiau. Putem să fim în aceeași comunitate și să existe o separare în duh, așa cum în Matei 13 cu 27, în pilda cu neghina, robii stăpânului casei au venit și au zis, Doamne, n-ai semănat sămânța bună în țarina ta? De unde are, deci, neghina? Știți pilda, nu ați auzit-o? Cam și știu prin biserică și cam ce se subliniază. Am să vă subliniez și eu, dar și o parte care nu se subliniază. El a răspuns, un vrăjmaș a făcut lucrul acesta, stăpânul. Și robii au zis, vrei de să ne ducem să o smulgem? Noi ca oameni. Adică să smulgem pe aia care credem că nu. Le-a zis el, ca nu cumva smulgând neghina să smulgeți și grâul împreună cu ea, lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș și la vremea secerișului voi spune secerătorilor care sunt îngerii. Apropo, smulgeți întâi neghina și legați-o în snop ca să o arde mi-ar grâul, strângeți-l în grânarul meu.
Tot spune, zice, domnule, nu vezi că... Nu, nu, e cresc împreună. Cresc împreună. Da, da, ce uităm. E adevărat că nu suntem chemați noi să smulgem neghina. Știți, în comunități nu-i dăm noi afară pe cei care ne plac sau nu ne plac, știți? Problema este, ați văzut că, Doamne, n-am semănat sămânță bună în țara asta, de unde are deși neghina? Că cel care a spus lucrul acesta avea discernământul să o vadă. Înțelegeți? Deci a știut că unele sunt fire de greu, pentru că există. Pentru cel cu discernământ care e aproape de Dumnezeu, își dă seama cine este frate bun și își dă seama cine nu este un frate bun. Da, nu suntem noi chemați să facem, noi să-i punem pe oameni nu știu pe unde sau să îi dăm noi afară, dar suntem chemați ca să-i punem la încercare pe cei care zic că sunt iudei și nu sunt. Aș vrea să citesc 1 Ioan 2 cu 18. Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă și după cum ați auzit că are să vină antichrist, să știți că acum s-au ridicat mulți antichriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă, mulțirea antichriștilor, fraților falși. Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri, căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi. Ci au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. Observați, nu noi îi smulgem, da? Dar vine timpul, mai ales timpul din urmă, în care cernerile puternice ce fac? Cernerile puternice îi separă pe oameni. Cernerile înseamnă nu doar persecuție. Și persecuția aduce cernere. Cernere înseamnă și introducerea de teorii false pe care cei care sunt nesinceri le acceptă și respingerea adevărurilor pe care Dumnezeu le transmite și cei nesinceri și care nu sunt frați buni se împotrivesc. Și la un moment dat, chiar dacă ai bună voință și n-ai nicio problemă că stai cu neghina, separarea aceasta nu o faci tu, dar se face cum? De la sine se face. Se face de la sine datorită faptului că adevărul separă oamenii la un moment dat. Asta s-a întâmplat pe parcursul istoriei creștine, în special în vremea din urmă. Citim Matei 24:9, atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ. Și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu, atunci mulți vor cădea. Se vor vinde unii pe alții, se vor urâ unii pe alții, adică aceste crize ce vor face? Vor accentua și mai mult diferențele și caracterele, vor evidenția pe cei care sunt sinceri creștini și cei care sunt nesinceri. Și atunci va fi și mai ușor ca să-ți dai seama care sunt frații adevărați și frații falși. Așa că aceste crize aduc și un beneficiu, mai multă claritate. E prea multă negură, nebulozitate în mijlocul bisericilor. Vine timpul în care se văd cei care sunt sinceri. Nu te vei trezi dacă ești sincer, umăr la umăr, luptând pentru adevăr, rămânând pe bastionul de apărare al adevărului. În același timp, nu doar că mulți vor cădea, că nu vor suporta să fie urâți de toate neamurile, să nu mai poată cumpăra sau vinde, să fie, mă rog, să intre sub opresiune, sub încercări mari datorită cuvântului lui Dumnezeu, nu-s dispus să sufere, pentru că văd în acea lumină ca și lumea trec de partea populară. Mulți vor cădea, dar mai mult decât vor cădea, nu părăsesc liniștiți pozițiile. Se vor vinde unii pe alții, se vor urâ unii pe alții. Trădarea va fi foarte întâlnită în mediul creștin, în biserici. Se vor urâ unii pe alții, ura va crește și mai mult, în așa fel încât fratele va da la moarte pe fratele său. Se vor scula mulți proroși mincinoși și vor înșela pe mulți de faptul că primește cu atâta aviditate o teorie falsă, o minciună și se opune cu atâta ură la un adevăr. Îl mai pot considera un frate adevărat. Și din pricina mulțirii fără de lege, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răda până la sfârșit va fi mântuit. Și lipsa dragostei din creștinism este tot o dovadă că acei oameni nu sunt frați sinceri. Acei oameni lipsiți de dragoste se vor urî și se vor vinde unii pe alții. Nu mai pot să fie numiți frați buni. Avem nevoie de acest discernământ și mă rog în primul rând ca să ne dăvească Dumnezeu bunul simț, de a ne cerceta pe noi înșine, de a ne gândi în primul rând la noi înșine, sunt eu un frate bun?
Sunt un om sincer și onest, care iubesc adevărul, care caut binele fraților mei, pentru că iubesc, sunt frații mei de credință. Sunt frații mei care se închină același Dumnezeu. Sunt frații mei care au dragoste de adevăr și care vor să meargă pe calea aceasta a salvării, a mântuirii. Îi iubesc eu sincer, am dragoste pentru ei. Sau le vreau răul? Sau deseori, ori de câte ori, prind ocazia, încerc ca să-i pun într-o proastă lumină și să chiar să le fac rău intenționat. Pentru că în cazul acesta, dacă asta facem, să știți că nu suntem frați buni. Dumnezeu să ne ajute să ne cercetăm, dar în același timp să ne dea și discernământul de a ști, de a cunoaște frații adevărați și frații falși, de a fi scăpați din multe experiențe nefaste și din multe pericole pe care frații falși le pot aduce. Dumnezeu să ne ajute ca în timpul acesta dificil să avem lumina Lui, discernământul Lui și claritatea Lui. Amin.